Mai este un lucru pe care e nevoie să-l avem în vedere. Că unele nenorociri pot fi ținute la distanță și Dumnezeu poate lucra și prin puțini oameni credincioși. Sodoma ar fi fost salvată dacă în cetate s-ar fi găsit de la 50, Avram tot cobora câte 5 până a ajuns la 10 și Dumnezeu a zis, pentru 10 drepți nu voi pierde cetatea. N-au fost 10 drepți, a fost doar Lot cu familia și nici măcar toți din familie. Ginerii l-au luat în râs și atunci a ieșit doar el cu cele două fete ale sale. În Constantinopol, când a intrat Mahomed al II-lea, când Imperiul Bizantin, practic o culme a civilizației ortodoxe, a intrat acest cuceritor, Mahomed al II-lea, știm bine, este acea viziune pe care a avut-o, după ce el ajunsese, intrase acolo, se instalase foarte bine în palatele bazileilor bizantini și a apărut acea mână cu 5 degete pe perete și nu știa cum să interpreteze și cel care avea să devină Ghenade al II-lea patriarh Constantinopolului, pe atunci un monah, numit și Gheorghe Scolaru, i-a tălmăcit după o săptămână de rugăciune că Dumnezeu îi transmite faptul că dacă ar fi găsit 5 drepți în cetatea Constantinopolului, nu ar fi dat-o în mâna lui. Deci, iată, avem repere pe care nu mai trebuie să le mai comentăm prea mult.